Iubesc altfel. Salut, hai pe canapea, ți-am pregătit și un microfon. Ce faci, mă? Aș vrea să mai fac și asta, dar nu. Bună dimineața. Nu mai merge. Bună dimineața. Bună dimineața. Pentru cei care sunt în Madagascar, nu, că nu e bună locația. Pentru cei care sunt în Patagonia și nu știu despre ce e vorba, de vreo 2 ani, micuțul Mario, că așa trebuie să ne uităm la toți. Trebuie, așa, din păcate, ne uităm la toți. Semn că suntem noi mai în vârstă. Trăiește o poveste foarte frumoasă de dragoste cu Alexia, care s-a concretizat în foarte multe Insta-story-uri. Când zic foarte multe, zic 200 de milioane, un milion, n-am văzut pe zi. Pe zi. Pe zi. Și o relație foarte mișto, cum ar spune tineretul, cu babacii. Chestia care se întâmplă destul de rar și foarte, foarte, foarte rar când vine vorba de cineva atât de ancorat în imaginea asta publică. Și acum, ca să înțelegeți despre ce e vorba cu și PESA, acum e acum. Și acum e acum. Începe bacul, el se ia, e deja rezolvată. Problema e că Alexia pleacă... Alexia azi află rezultatele la BAC. Pleacă în Anglia la studii, deja e rezolvată treaba, sau doar vrea. Nu, pleacă, gata, e sigur. E sigur? Da, da. Dar mă, se întâmplă de... Deci numai sufletul ăsta, micul, să nu fii! Și sufletul meu și sufletul ei, dai seama. Și sufletul ei. Dar cum a spus problema? Știi că se întâmplă iubirile astea care evoluează în liceu, între a 12-a suferă o schismă, o ruptură, se împart în două falii. Probabil și n-a fost puțin mai stresat pe aproape, adică unul pleacă la București, unul pleacă la Cluj, cum era la noi. Da, la da, la, da. Și era destul de complicat, niciunul nu se ducea în Timișoara sau unul rămânea în Timișoara și nu pleca la București și era foarte complicat să se mai regăsească, fie dacă vorbim de niște... Acum ați vorbit de chestia asta? Cum am făcut un pinky promise atât, am făcut. Haide că e ok. Ce, așa? Da, de la, facem și gata. Dacă se rămânem, rupe... da? A, nu, a, rămânem... Da. Ce, rămânem și... ce? Rămânem împreună, da? Promiți? Da, mă, promit, haide, pinky promise, gata. Asta a fost. Pinky promise? Ea a făcut treaba asta. Înțelegem bine, acum nu mai e vreo problemă cu Brexit-ul ăsta, o să fie mai... abulică treaba, da? Nu, am glumit, am vorbit. Ore, la 3 ore distanță. Da, e ok, e ok, e ok. Doar o să ne vedem o dată la 2 săptămâni, ori vine ea, ori mă duc eu acolo. Și cam atât. Da? Am simțit așa un oftat în... A? Păi îți dai seama că sunt mai multe ofuri. Sunt multe ofuri, da. Da, da. O poveste frumoasă de dragoste adolescentină, așa. Da, o poveste foarte frumoasă. N-ai ce să faci. Suntem noi. Și asta contează cel mai mult și contează să avem încredere unul în altul și să ne iubim în continuare. Stai să întreb cumva să nu se supere nimeni. Vezi, nu mă face să plec din platou de aici. Nu, mă, nu. Nu mă, te-am făcut vreodată. Te știu de când erai grăsuț. Și îndesat și mic. Și îndesat și mic. Soacra mică ce zise, mă? Soacra mică? Da. Stai așa că nu știu asta cu soacra mică, soacra mare. Cum? La ce te referi? Soacra mare... La tine e Antonia. Nu? Și soacra mică, mama fetei, așa se zice. Soacra mică și soacra mare. A, deci soacra mică e mama fetei? Da, și soacra mare e mama băiatului. Am înțeles. Deci mama fetei, ce zise de pinchito ăsta? N-a zis nimic. Nu? La început a fost de acord, din prima zi. Când a aflat, a zis că e ok. Da, sunteți... M-a acceptat! Foarte... Familia ei, suntem ok, cu toții. Ești ok, nu? Da, da. Vezi, mă, ce înseamnă să scrii din suflet o chestie, chiar dacă au fost mai mulți care te-au ajutat pe acolo și la versuri, nu știu ce. Da, am făcut. Vezi cât am de făcut. Mult transmite. Mie îmi pare că e cea mai bună piesa ta de până acum, fără să... Vai, mersi frumos! Adică e pachet complet și cu o poveste... Mă bucur mult, mă bucur mult că îți place. Susține. Sper să vă placă și vouă, celor de acasă. Dacă vreți să o mai ascultați, intrați pe YouTube, pe Mario Fresh, scrieți acolo Mario Fresh dacă pleci, o găsiți, dați acolo un share, un subscribe. Da. Acum fie vorba între noi că oricum ne apropiem de final. Mario Fresh găsiți pe Facebook, cu bifă de verified și pe Instagram, toate instasturile din lume. Da, ca să înțelegi, uite-te în ochii mei, deci fii atent, noi ne știm de mult, dar dacă era în tasul, te fugăream de nu te găseau. Bă, ca idee! Deci știi că sunt băiat cu minte. Noi ăștia, tații de fete, okay. Avem o problemă. Am grijă de ea. Ne e frică să nu cumva să fie în gură. Nu o aduc acasă târziu. Da.
Ești afară că m-ai emoționat acum? Gata, plec, nu mai stau. Mario Fresh la Neața, mulțumim, cea mai bună piesa lui de până acum. Și eu când zic lucruri de genul ăsta, se cam adevărat. Chiar întrebați-i pe ăștia care în ultimii 10 ani au trecut pe la noi cu piese care aveau pachetul complet și care au reușit pe radio. Un băiat brunețel spunându-le exact chestia asta: bă, e bine, e cel mai bine.